Umorul și ironia au cucerit plaja din Mamaia odată cu punerea în scenă a piesei Gad, interpretată de Toma Dănilă. Spectacolul, ieșit din tipar, a reușit să evidențieze realitatea de zi cu zi, atât din viețile oamenilor bogați și săraci, cât și a celor morali și imorali. Sunt îngropați în sânul adânc al mării, purtă-mă pe frunzi cu luni de biruinți, din ciunte arme am făcut trofeu. Piesa care a deschis stagiunea de teatru pe plajă în 2015 a pus accentul nu numai pe lucrurile lumești, ci și pe contribuția divinității în existența omenirii. Spectacolul a fost plin de replici sarcastice, iar multe dintre ele bine ancorate în realitate, iar publicul de la malul mării s-a relaxat trăind momente pline de amuzament. Împreună putem schimba lumea, evident, într-o lume mai bună. Suntem fie în armonie cu universul, fie în disarmonie cu universul. Este prima dată când veniți la un spectacol pe plajă? Nu, nu. E al doilea. Dar ce din seara asta? Ok, chiar ok. Mi-a plăcut. A fost un spectacol cu tentă religioasă. Mi-a plăcut. Bun fanul. A fost super ok. Ce ți-a plăcut? Actorul, îmi place cum joacă. A fost un spectacol cu tentă religioasă, a avut mesaje care să vă rămână în minte? Nu neapărat, au fost lucruri generale. Este frumos, interesant, chiar interesant. Partea comică, cea sarcastică și mai profundă, mai puțin. Pornind de la monologul pe care l-ați văzut legat de Isus și așa mai departe, am construit așa un pic înspre zona asta religioasă, cum spui tu, dar e mai mult legat de lucruri pe care le trăim zilnic. Gad a fost cel care a deschis stagiunea de teatru pe plajă din sezonul 2015, care se va desfășura în Mamaia Nord pe parcursul sezonului estival.